Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune Curaj Feminin. În această zi de sărbătoare vom vorbi despre o temă care, să spunem, macină pe foarte multă lume din cele mai vechi timpuri. Vom vorbi despre femei, despre bărbați. Ce vor femeile, ce vor bărbații, pentru că se știe că niciodată n-au ajuns la un consens. Să aflăm dacă există o formulă magică în momentul în care aceștia se întâlnesc, să conviețuiască împreună și să fie toată lumea mulțumită. Tocmai de aceea am invitat pe Amelia Turmei, care este consilier de dezvoltare personală, iar în curând, da, o să ai obții diploma pentru consiliere pe plan familiar. Bună seara, draga mea! Bună! Bine ai venit în cadrul acestei emisiuni. Și sper să aflăm de la tine toate întrebările pentru telespectatorii noștri și pentru mine, de ce nu? Tocmai de aceea, prima dată aș vrea să urmărim un filmuleț și pe urmă să discutăm despre și nu numai. We're going to start discussing men's brains, women's brains and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car, we got a box for the money, we got a box for the job, we got a box for you, we got a box for the kids, we got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car is connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. And it's just... It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box.
If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead! Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Oare chiar așa este? Ce așteptări au femeile de la bărbați sau invers? Așteptările, femeile așteaptă să fie înțelese de bărbați și bărbații la rândul lor să fie înțeleși de femei. Dar cum îmi văd ei înțelesul ăsta, de exemplu? Ce este mintea bărbaților? Pentru că de foarte multe ori noi femeile îi întrebăm și îi spune nimic. Sau așa, vag. Pe când noi poate așteptăm să ni se spună cu detaliu, mă gândesc la anumit lucru, așa, 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 sau... Cred că răspunsul lor e sincer când spun nimic, doar că noi femeile așteptăm totul să fie ceva și domnul spunea în filmuleț că au cutiuța lor cu nimic. Și uneori, într-adevăr, pur și simplu ei reușesc să se deconecteze de tot și... Noi, femeile, având nevoie să comunicăm mai tot timpul, cumva tragem și insistăm totuși, tu ai ceva să ne spui, tu ai ceva, dar nu vrei să-mi spui și, de fapt, chiar nu am nimic să spun. În momentul de față vreau să fiu lăsat, să-mi dai spațiu. Și cred că de aici se pune și conflictele, adică așteptarea ca femeia să vorbească bărbatul, bărbatul nu vorbește, bărbatul așteaptă ca să-l lase în pace și apar neînțelegerile. Adică bărbatul, să înțeleg, are nevoie de mai mult timp liber să fie singur el cu el sau... Bărbații, ca să prezint un pic, poate metaforic, cum sunt bărbații și cum sunt femeile. Bărbații sunt ca un elastic, da? În momentul când e un elastic, îl tot întinzi, întinzi, întinzi și la un moment dat, ca să revină la forma inițială, trebuie să-i dai drumul. Pentru că are o limită elasticul respectiv. Cam așa e și un bărbat. El oferă, oferă, oferă și ca să se poată reîncărca, trebuie să revină la forma inițială, adică trebuie să se retragă. Să se retragă în spațiul lui, în grota lui. Motiv pentru care femeia nu înțelege, astăzi ai fost foarte wow, mi-ai oferit totul și dintr-o dată acum nu mai mi-oferi nimic. Ce se întâmplă? De ce? Se întâmplă că să nu mă mai iubești, ai pe alta, face tot felul de scenarii, pentru că noi suferim de scenarită de multe ori și nu înțelege de ce bărbatul ei ieri era atât de iubitor și astăzi nu-i mai oferă absolut nimic. Tocmai pentru că el are nevoie să revină la forma inițială. Probabil că și pentru faptul că noi femeile ne dorim același lucru constant. Noi femeile suntem de fapt ca niște valuri, știi? Suntem așa... Astăzi suntem foarte supărate, mâine suntem foarte, sau peste un moment suntem foarte happy, foarte fericite și bărbatul e la fel bulversat că nu înțelege. Ți-am spus că te iubesc și am făcut ceva și tu îmi spui după aceea peste o oră, niciodată nu îmi spui că nu mă iubești, dar tu mai ți-am spus sau ți-am arătat că te iubesc. Și pentru un bărbat e așa ca un val care se umflă și pe aia se sparge. Cam așa suntem noi femeile. Să înțeleg că femeile au mai multă nevoie de a li se arăta și de a li se spune că sunt iubite, sunt apreciate? Păi există
Și nu e un mit, e un adevăr că noi femeile tânjim mai mult după vorbe, da, suntem atrase și ne simțim împlinite în funcție de ceea ce auzim, în schimb bărbații de ceea ce văd, că așa suntem fiecare construiți. Și e normal ca o femeie să își dorească să audă mai des vorbe, nu știu, de afecțiune, de apreciere, dar la fel și bărbații și ei au nevoie de lucrul ăsta. Știi, femeile au nevoie de dragoste, bărbații au nevoie de respect. Și e normal. E normal să tânjim după lucrurile astea noi ca și femei. Da, dar până la urmă și cred că și bărbații au nevoie nu numai să li se arate, ci să le și li se spună că da, ești cel mai frumos, să spunem, ca la un copil. Normal, sau, da, fiecare are niciodată o apreciere sau un compliment nu e în plus. Tot timpul sunt un astfel de compliment e bun, binevenit. Dar cred că fiecare are limbajul lui de dragoste și chiar și femeile nu pot fi băgate toate într-un singur calapot pe aceeași măsură, aceeași mod de a primi afecțiunea. Înțeles că fiecare suntem diferiți, da, în felul la nostru. La fel și bărbații. General vorbind, da, noi femeile avem nevoie de afecțiune, ei mai mult un respect care îl arăți prin fapte, prin gesturi, prin modul în care te raportezi, te comporți cu persoana respectivă. Pentru unii, dragostea poate să însemne vorbe, îmbrățișări, fie că e femeie, fie că e bărbat, pentru alții înseamnă fapte. Ți-arăt că te iubesc prin simplu fapt că îți asiguri tot ceea ce ai nevoie. Asta e modul în care, de fapt, e modul în care au învățat de-a lungul timpului să-și manifeste dragostea, pentru că așa au experimentat, poate. Dar cum este mai ok? Depinde de fiecare persoană sau trebuie să ajungi la un consens, să se discute, pentru că tot timpul se spune că nu există comunicare, de acolo încep și toate divergențele între cupluri sau așa mai departe, să se discute, uite, mie îmi place lucrul acesta, ție îți place sau cum trebuie procedat? Când două persoane intră într-o relație, nu se cunosc, da? Clar. Nu se cunosc și pe parcurs și mama are o vorbă, mănânci un sac de sare cu un om, adică o viață întreagă trăiești cu omul ăla și tu nu ajungi să-l cunoști, nici măcar noi înșine nu ne cunoaștem pe cât ar trebui. Intră într-o relație, nu se cunosc și încet, încet încep să descopere anumite lucruri, lucruri care poate îi apropie sau poate îi separă, îi despart la un moment dat. Comunicarea e foarte importantă, dar când ajungi să comunici, trebuie să ții cont să nu fii doar tu cel care comunici. Da? Trebuie să fie un feedback și de o parte să nu fie ca o bandă ca un monolog. Exact, sau ca o bandă cu sens unic, doar eu sau doar tu. Trebuie să fie cu dublu sens, da? Să vină și dintr-o parte și dintr-alta. Există în terapie și un joc care îl fac cu familiile, cu cuplurile care vin, pentru că și eu am ceva de spus și tu ai ceva de spus, nici unul, nici celălalt nu așteaptă ca să termine celălalt ce are de spus. Pentru că se întrerup și... Și nu, ai deja impresia că tu știi ce vreau să spun, dar de fapt mesajul nu e acela care vreau să-l transmit, care tu l-ai interpretat. Pentru că nu m-ai ascultat până la capăt și un joc care îl fac e să își iau o perină în mână și nu au voie să vorbească decât în momentul în care celălalt îi cedează celuilalt perna. Ok, acum înseamnă că mi-am terminat, acum am ascuns, da? Vreau să spun asta, când termin, 2, 3, 4, 5 minute la dispoziție, îmi pun o limită, după ce am terminat, e rândul tău să vorbești. Da, dar poți să taci și să-l asculți pe celălalt. Tocmai asta este că e vorba de... Dacă vrei să comunici și să-l înțelegi pe celălalt, înseamnă că ajungi să faci lucrul ăsta, încerci, la început nu e simplu, că ai tendința să iei pe dar eu vreau să zic ceva acum, probabil pentru asta sunt eu acum, să fiu un fel de antrenor, da? Un arbitru între ei, acum lasă-l sau lasă-l să vorbească. Până încep să se disciplineze și să zic ok, am 3 minute la dispoziție, ai 3 minute la dispoziție în care tu trebuie să-ți gândești ceea ce vrei să-i transmiți și el să se gândească, să fie acolo, să asculte. Comunică,
Dar trebuie să aștepți până la sfârșit mesajul comunicat. Să nu vorbești jumate de propoziție sau să lași pe celălalt jumate de frază și tu deja să ai în mintea ta un răspuns. Un scenariu deja. Da, pentru că răspunsul e de fapt în urma unui scenariu care ți l-ai creat. De a știu eu de fapt de ce și cum. Analizez eu, gândesc eu, știu eu ce vrei tu de fapt. Bun, cine sunt dispuși mai degrabă să comunice? Femeile sau bărbații? Care dintre aceștia? Știu că se zice că de obicei femeile vorbesc cel mai mult. În ultima perioadă mi-am dat seama că e cam invers. Deci trebuie să mitul acesta să îl considerăm că nu mai este de actualitate. Da. Sunt și bărbați care vorbesc foarte mult și chiar am o prietenă, o colegă, mergând împreună cu ea la diferite cursuri și având contact cu foarte mulți bărbați, nu mai putem face, atât de mult vorbesc cu oamenii ăștia, nu se mai opresc. Cred că dorința de comunicare vine într-adevăr mai mult din partea din partea femeii, pentru că așa e construită să vorbească, să-și exprime. Când comunici, de fapt exprimi ceva, emoțiile în general. Bărbații când comunică niște lucruri practice, mai puțin emoțional, mai puțin. În schimb, femeile pot să stea foarte mult la taclale, să povestească și ele să comunice, de fapt să exprime ceea ce simt, ceea ce gândesc. În schimb, bărbații sunt foarte practici. Ei, dacă stau, discută pe un subiect clar, dau niște soluții dacă trebuie și își văd de treabă. Înțeleg bărbații taclalele femeilor, pentru că se știe, da, în momentul în care se întâlnesc 3-4 prietene, timpul se scurge automat. Și să spunem, te duci acasă și partenerul tău de viață zice: "A, te-ai stat atât. Ce ați discutat? Ce ați?" Și tu îi spui în mare așa câteva lucruri. Înțelege el ce ai vrut tu, de ce ai stat atât? Păi, dacă are încredere în tine, ar trebui să înțeleagă că, da, am stat cu cu fetele la povești și a trecut timpul și am vorbit despre asta, despre asta, despre asta. Și atunci o să înțeleagă că, da, femeia mea mi-a spus lucrurile astea și asta a făcut, n-a stat în altă parte. Că probabil întrebarea ar putea fi o suspiciune, ai fost sau n-ai fost, sau pur și simplu e o întrebare ironică, ce ai făcut atâta, ce ați putut discuta atâta, că bărbați, nu știu ce vorbiți voi atât, da? Ca și la cumpărături, la shopping, te duci atâta prin magazine. E o întrebare care poate nici nu e nevoie de un răspuns. În cazul unei suspiciuni, atunci e vorba de cu totul altceva. Și apropo că ai discutat despre cumpărături. Cine face cumpărăturile? Cui îi plac cel mai mult să facă cumpărăturile? Păi asta cred că ține, de exemplu, mie nu-mi place să fac cumpărături și sunt femeie. Dar eu știu exact ce vreau, mă duc, sunt foarte practic, așa, am nevoie de aia, m-am dus, mi-am luat și am plecat. Și eu. Dar sunt și bărbați care atâta se uită și atâta, se întorc și mă uit la ceva și zic, ok, eu mă duc să beau o cafea, tu rămâi și fac cumpărături. În schimb, dragă, femeile sunt după cumpărături. Poate că astea sunt excepțiile. Poate că noi ăștia care nu ne încadrăm în tipar, suntem excepții care întăresc regula. Dar cred că sunt și femei care, oricum, rolurile s-au schimbat în ziua de astăzi. Femeia... Nu mai este femeia de acum 50 de ani, să spunem. Da, nu de acum 50 de ani. De acum 20 de ani, să fiu așa... perspectivă largă asupra trecutului și a viitorului. Lucrurile s-au schimbat, sunt bărbații care cărora le place mult mai mult să meargă, să petreacă timp, se aranjează mai mult, s-au feminizat și femei care sunt independente, susțin casă și toate cele. S-au schimbat rolurile la foarte multe dintre familii. Este adevărat în ceea ce se spune că femeilor le pasă de tot ce se întâmplă în jurul lor, pe când bărbații poate nu arată sau... Da. Femeile, pentru că sunt create ca fiind emoționale, ca fiind cu instinctul ăsta matern, de fapt, e ceva ce e în ele și cumva nu pot să fie... nu-mi pasă, da? Mi-e indiferent. Bărbații sunt mai raționali, femeile sunt emoționale, bărbații sunt mai raționali,
pentru simplu fapt că ei au fost creați diferit de noi, știind că au o țintă și trebuie să ajungă acolo. Ei nu au timp să se abată la stânga și la dreapta, dar cum era în filmulețul respectiv, toate sunt la noi conectate, în schimb ei sunt totul separat, nu se atinge unul de celălalt, o cutie de cealaltă nu se atinge. Așa suntem construiți. E o carte care chiar o recomand. Bărbații sunt de pe Venus și femeile de Marte, sau invers, tot timpul încurc titlul, dar o recomand cu toată dragostea despre ea. Și acolo se văd foarte bine diferențele, de ce bărbații sunt așa și femeile sunt așa. Și încurajez chiar persoane care vin în consiliere, în terapia de cuplu, să citească cartea asta împreună. Este neapărat necesar să o citească împreună pentru că ca să se înțeleagă unii pe ceilalți? Da, pentru că sunt lucruri acolo prezentate și cum gândește bărbatul și cum gândește femeia. E un mod în care ei pot să-și descopere ei cum gândesc unul, cum gândește celălalt și e și distractiv la un moment dat. Că își dau seama, de asta faci tu așa, de asta ești nu știu cum te înțeleg. Te-aș întreba, de exemplu, cum se relaxează? Că tot am vorbit de cum gândesc și de cum acționează ei, să spunem. Cum se relaxează bărbații și cum se relaxează? Sau cum le-ar place să relaxeze femeile? Cred că ar fi trebuit să da și un bărbat aici. Bine, acum tu vorbești din prisma specialistului. Că dacă poate da invitam un bărbat, pe urmă cine știe, dar emisiunea se numește Curaj Feminin. Da, și asta am curajul să spun. Da, să spun lucrurile pe nume. Da, cred că bărbații se relaxează în momentele lor de singurătate și singurătate însemnând să le ofer spațiu când au dat foarte mult și simt nevoia să se încarce, sau pur și simplu sunt momentele când se pot relaxa cu femeia iubită, persoana iubită de lângă ei, prin diferite activități cu prietenii, ceva ce le place. Fiecare bărbat și fiecare femeie are ceva diferit, specific. Adică mie îmi place ceva și mă relaxez într-un mod, ție îți place ceva și te poți relaxa. Eu pot să mă relaxez uitându-mă la un film, ție, nu știu, da, poate să ieși. Asta vreau să te întreb. Dacă ai întâlnit până acum, de exemplu, sunt într-un cuplu, da? Dar nu au același... Nu le place mod același lucru. De a se relaxa, exact. De a fi împreună. Și atunci se înțeleg unul pe celălalt. Păi ar fi frumos să comunice și să înțeleagă fiecare modul lui de relaxare. Adică, dacă eu am chef să ies în seara asta, simt nevoia să mă detașez, să ies în seara asta cu fetele, tu poți să ieși sau să faci ce vrei cu prietenii tăi, cu băieții tăi. Sau un alt mod de a te relaxa și, da, ar trebui să înțeleagă fiecare. Și ăsta e, de fapt, un alt mod în care înțelegi limbajul de dragoste al celuilalt. Modul da, în care poate, el poate de exemplu, simți iubit. Eu mi-ar place să stau cu tine, dar în seara asta și tu ai un meci de fotbal, da? Din prisma bărbatului are un meci de fotbal. Și mie mi-ar fi plăcut să ne uităm la un film împreună. Tu alegi să mergi cu prietenii tăi. Nu intervine acolo da, o chestie? Da, așa este. Dacă e ceva ce e normal și de fiecare dată tu alegi să mergi cu prietenii tăi atunci când eu am nevoie, adică să pot să accept lucrul acesta o dată, de două ori? Cred că se poate ajunge la un compromis. Un compromis, la o negociere, să zic mai bine, da? Ok, în seara asta vreau să stai cu mine pentru că vreau eu să stai cu mine sau vreau să stai în seara asta cu mine pentru că n-ai mai stat de foarte mult timp, tot timpul ești ocupat și el vine și zice, da, dar e un meci foarte important acum. Și ăsta e momentul în care pui punctul pe ei și spui, ok, ce e mai important? Faptul că noi n-am mai petrecut timpul o lună de zile împreună pentru că au fost anumiți factori și acum că e meciul ăsta, tu iarăși mă faci să înțeleg și ăsta e modul în care comunicarea. Dacă e o comunicare bună, poți să-i comunici, mă faci să mă simt neimportantă pentru tine. Mai important e meciul ăsta decât faptul că eu am o nevoie
emoțională să stai cu mine seara asta. Da, dar pe urmă să spunem, eu sunt de acord, să ducem scenariul mai departe, da? Eu sunt de acord, până la urmă, cedezi tot eu ca femeie, du-te tu și vezi meciul, da? Da. Dar la o discuție ulterioară nu-ți spun eu, a, păi eu atunci ți-am dat voie să mergi, chiar dacă eu mi-am dorit. Asta este corect din punctul meu de vedere? Nu, sau? Nu cred că este corect. Asta ține până la urmă de tine ca persoană. Dacă tu ai hotărât adică să cum ar trebui să procedezi ulterior? Dacă le-am îngăduit, să spunem, sau dacă am ajuns la un consens și hai, bun, te duci tu cu băieții, da, și eu îmi citesc sau fac altceva, trebuie să mai revin ulterior sau gata, am încheiat? Ar fi frumos că atunci când tu i-ai dat libertatea, da, să te duci, să se ducă până la urmă acolo, să nu-ți mai amintești lucrul ăsta. De fapt, tu ai, nu faci decât să strângi amărăciune și atunci mai bine nu-i dai libertate. Spui, nu, vreau să rămâi în seara asta aici. Fii, dacă ar exista sinceritatea aia, da, totuși cedezi de dragul tău, dar eu sunt tot timpul, mă lași pe ultima sută de metri, eu sunt cea pe ultima în viața ta, nu aș va ajuta relația, pentru că la un moment dat îți vei tot aduce aminte, poate nici nu îi reproșezi, dar le strângi în tine și va exploda. Și el zice, da, tu m-ai lăsat să plec, ce vine am eu? Exact. Bărbații vor direct, să fii direct. Directă. Asta e o chestie. Nu, noi femeile o lungim, o nu știu ce, o ocolim până vrem să spun ceva. Nu. Vreau să rămâi în seara asta cu mine. Da, dar poate că, știi, la începutul relației, amândoi sunt deschiși să dea unul pentru celălalt, să spunem, în timp, lucrurile se schimbă. Da. De ce? Pentru că îți permiți și când ajungi să-ți permiți, e un lucru... Adică ți se pare firesc ca celălalt să fie pentru tine acolo, știi că l-ai în preajma ta și să nu mai ofere aceeași atenție sau aceleași lucruri pe care le-ai oferit în momentul în care ai cucerit. Pentru că, clar, și unul și altul se comportă altfel în momentul în care vor să cucerească. Da, e perioada de curtare în care tu ai face orice ca să-l cucerești pe celălalt. În momentul când l-ai cucerit și ai o stabilitate în faptul că e acolo și va fi acolo, indiferent că faci sau nu mai faci, îți creează confortul ăla, e ok. E ok să nu mai dau atâta. E, până la urmă, obișnuința. Te obișnuiești cu acea persoană să fie acolo, indiferent dacă tu mai faci sau nu mai faci. Dar problema e că e ca și acel foc care l-ai aprins și te obișnuiești la căldura focului respectiv și e bine pentru un moment, pentru un timp. Dar la un moment dat focul ăla se va stinge, da, dar și pentru asta trebuie să-l întreții. Cum îl întreții, asta e între tine și persoana respectivă, pentru că tu știi cum ai aprins focul ăla. Deci nu există o formulă magică sau ți s-a întâmplat să te întrebe cuplu în momentul în care vine la tine, da, uite, a fost foarte ok, 5 ani, 10 ani, nu știu, o perioadă și acum nu mai. Da, astea sunt lucruri, o formulă magică în relație, indiferent că e relații de cuplu, relații de familie, de căsnicie, formula magică cred că e iartă-mă. Pentru că atunci când ai ajuns să spui iartă-mă, înseamnă că l-ai ascultat și ai ajuns la un lucru care, pe un teren comun. Și înțelegi, ca să ajungi să spui iartă-mă sau te iert, înseamnă că ai comunica ceea ce ți-a fost greșit. Nu că de asta ajung conflictul, pentru că e ceva greșit în relație. Și când ajungi să spui lucrul ăsta, dar să-l spui pe bune, nu, scuză-mă, că și scuză-mă, asta e o diferență între scuze și iartă-mă. Când chiar cred că există putere în cuvântul ăsta, iartă-mă. Și lucrurile astea să fie făcute împreună. Cuvântul împreună poate să ajungă la un iartă-mă sincer. Când ajungi să discuți lucrurile deschis, să spui, să le comunici și ajungi la un iartă-mă, îmi pare rău și te iert, înseamnă că le-ai depășit. Deci, să înțeleg, un cuplu, o relație poate fi reînnoită, reaprinsă, să spunem într-un fel, au ajuns la o divergență, au ajuns, dar totuși haide să mai încercăm. Poate să ia iarăși, să fie iarăși bine, să spunem. Da, eu cred că poate fi bine. Cred, dacă n-aș crede, n-aș mai face consiliere cu cuplurile și sunt în cupluri pentru care doar eu cred în ele, că ele nu mai cred. Dar faptul că eu cred... Iunește ceva, poate au copii, poate au construit lucruri împreună și totuși au ajuns la un consens și probabil că
cred că au o problemă și că tocmai de aceea apelează la tine, sau au conștientizat că au o problemă mai degrabă, sau au fost trimiși de cineva, haideți totul da, să vedem. Da, din păcate femeile sunt mai mult care vin și cer ajutorul și bărbații vin cumva atrași după ele, până ajung hai și să înțeleagă că da, chiar și eu am nevoie. Știi de ce se ajunge la faptul că relațiile nu mai merg? Pentru că celălalt așteaptă să se schimbe celălalt. Adică în relația dintre mine și tine eu tot timpul aștept să te schimbi tu, pentru că eu consider că doar tu greșești. Când ajungi în consiliere ca și cuplu, îți dai seama că nu e numai o persoană și nu e într-o relație unde sunt două sau mai multe persoane, dar unde sunt două persoane, că vorbim de relația de cuplu, că într-o mai mare măsură sau mai mică măsură, dar ambele persoane greșesc la un moment dat. Deci nu poate fi doar vina unuia. Important e să conștientizeze amândoi lucrul ăsta și nu e important cine are vină mai mare, cine are vină mai mare. Important e cum facem să schimbăm lucrurile. Și mai important e că eu vreau să schimb ce e de schimbat la mine și tu vrei să schimbi ce e de schimbat la tine, fără să am așteptarea ca da. Eu să mă schimb întâi și pe urmă exact, să... Exact, când eu o să mă schimb, când o să mă schimb, o să, în relația de cuplu, când ajungi să te schimbi, îți schimbi perspectiva, te gândești și la binele tău, dar te gândești la binele celuilalt. Că până la urmă, de asta v-ați unit, nu? V-a legat dragostea și în momentul în care te-ai unit cu o persoană, da? E vrut binele persoanei și voiai să-i faci pe plac, să spunem. Ei, asta e de fapt, cum să spun, nu greșeala, dar modul în care relațiile ajung să fie acum e pentru că ajung să fie împreună din motive egoiste. Vorbind de relația de concubinaj și relația de căsătorie, aveam un proiect în care vorbeam despre căsătorie și aduceam ideea asta de concubinaj versus căsătorie. Care sunt argumentele pro și contra? De ce să trăiești în concubinaj, de ce să te căsătorești? Pentru că momentele în ziua de astăzi nu mai contează atât de mult căsătoria. Dar în concubinaj e vorba de mine. Cât mie mi-e bine și mi-e confortabil și e vorba despre mine, ceea ce dă dovadă de egoism, eu rămân în relație. Sunt foarte ușor, foarte ușor pot să plec din relație. Mi-am bagajul și am plecat. Pentru că nu mai, dacă mă trezesc dimineața și nu mai îmi place moaca ta, scuzați expresia, da? Mă, nu mă ține nimic. Pentru că e vorba despre mine. Dar când e vorba deja în relația de căsătorie, faci un jurământ, un legământ celuilalt, în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, și jurământul ăla, cuvintele nu au fost puse doar așa, la bine și la greu, în sănătate și boală, pentru că sunt pentru tine acolo, nu sunt în relație pentru mine, e dovadă de altruism. Când ambele persoane intră în relație ca să dea celuilalt și celălalt la fel să dea, eu dau și primesc pentru că tu îmi dai la rândul tău. Și atunci, da, rezistă relațiile. În schimb, când e vorba de egoism... Da, apropo, întotdeauna în cuplu este nevoie să fie unul de supremație, să spunem da, eu întotdeauna am dreptate, sau există lupta asta, cine comandă, cine execută, sau da, de un fel de autoritate. Exact. Da, se zice că femeia trebuie să fie supusă. Bine, se spune. Ești de acord cu asta? Mai este de actualitate? Pentru că știi, se spune că femeia este gâtul și bărbatul capul sau ceva de genul, da? Da, și în funcție de gât se mișcă și capul, da. E adevărat, dar cred că chestia asta de supunere de autoritate e înțeleasă greșit. Povesteam cu cineva chiar în consilierea de cuplu cu cazul, cu persoanele respective și vorbeam despre ideea de supunere de autoritate și mi-a plăcut foarte mult că persoana respectivă a exprimat de fapt ce înseamnă autoritatea, deși până la urmă poate chiar nu o trăia, dar știa în mintea ei ce înseamnă. Autoritatea e de fapt ca o umbrelă. Umbrela aia e ca să te protejeze, da? Dacă eu ca femeie trebuie să fiu supusă ție ca bărbat, supus înseamnă că trebuie să mă protejezi. Da, eu stau, ca să fiu protejată trebuie să stau sub umbrelă, da? Să nu ies. Da, dar uite că bărbații nu gândesc așa. Deci păi, ai da, jurat că o să mă ascult, să fii supusă, consideră că nu știu. Știi, în Biblie scrie, da? Femeilor fi supuse bărbaților și bărbaților iubiți-vă și voi nevestele cum Hristos și-a iubit biserica. Cum și-a iubit Hristos biserica? Dându-și viața, da? Vorbim de Paște, da? Dându-și viața. Ei, când tu o să-ți dai viața ta pentru soția ta,
atunci și soția ta să fie supusă. Cam atât ar trebui să ducem la... sună extremă. Da, dar bărbații iau din context doar ceea ce doresc? Sau da, neapărat bărbații? Da, da, s-a și dus de-a lungul vremii, da? Femeia trebuie să fie supusă la cratiță, să aibă grijă de copii, deși acum lucrurile s-au schimbat, că am foarte mulți... Am cupluri în care bărbații stau acasă și femeile aduc banii. E, că vorbim de lucrul acesta, în zilele noastre, de foarte multe ori, poate ai întâlnit și chiar ai spus, în multe cupluri câștigă femeile mai mult decât bărbații. Și atunci, cum se simte mm-hmm. bărbatul în relația respectivă? Nu este, simte inferior? Sau mm-hmm. ce putem face noi, femeile, în cazul acesta, încât el să nu simtă lipsa, ca el ar fi stăpânul casei, să spunem, sau cum ar trebui procedat? Pentru că așa e viața, adică... Și e realitate și e bine totuși când bărbatul muncește și are un salariu mai mic, de fapt asta n-ar trebui să fie o problemă, că poți să fii, să fii un profesor foarte bun și să ai un salariu mic și soția să fie... într-un magazin care are un salariu foarte mare, nu e vorba de funcție, dar sunt persoane care bărbații stau pur și simplu acasă și nu fac nimic, iar soția aduce banii și ține casa și aici ține de inferioritatea bărbatului, de stima lui de sine. Ce se poate face? Trebuie văzut de fapt de unde, de ce a ajuns el să fie acasă. Sau de ce se simte el inferior, că poate să nu fie nicio problemă că stă acasă sau că are bani mai puțin decât, aduce bani mai puțin decât soția. Trebuie văzut de fapt ce stă în spate, de ce e el așa, de ce se simte inferior și ce îl face pe el să se simte de fapt inferior. Atitudinea femeii care este, că dacă soția îi reproșează, eu aduc, eu fac, eu și tu nu faci nimic, clar se simte inferior. Dar trebuie văzut de ce îl ține pe el acolo, de ce nu face pași. Și aici ne întoarcem, de fapt, ne ducem undeva în trecutul lui să vedem familia din care a venit, experiența lui de viață, care e povestea persoanei respective. Asta facem, de fapt, în consiliere. Învățăm să descoperim povestea și încercăm să o rescriem. Dar dacă, de exemplu, poate unul are studii superioare, unul nu are. Și în astfel de cazuri există tot așa? Incompatibilitate. Da, sunt care... Da, de obicei se spune că atunci când cineva intră într-o relație, trebuie să se uite la cinci lucruri. La cinci lucruri care să fie compatibil, să fie partea socială, ar fi bine să aparțină din același statut social, da? Cazurile alea în care el provine într-o familie, wow, super, cu un statut social foarte înalt și cineva care e cu un statut foarte jos, o să ajungă la un moment dat la clinciuri, pentru că nu există compatibilitate. Unul e prea și unul foarte, prea deloc. Partea asta socială, partea intelectuală, da? Un medic nu o să aibă ce discuta cu o femeie de servici. Adică el spune ce pacienți și cu ce cazuri se confruntă și ea, mă gândesc că ce mop mai descoperit. Dau niște cazuri care poate sunt, exemple care poate sunt banale, dar sunt reale. Trebuie să vadă cultura din care provin. Trebuie să înțeleagă și să vadă și partea religioasă. Da? E foarte important dacă împărtășesc aceleași principii și valori. Un musulman cu un creștin o să fie conflict. Chiar și între creștini care sunt diferite denominațiuni, la fel, pentru că unii cred ceva, alții cred altceva și ajung iarăși la conflict. Nu tot timpul spui că faci un compromis, dar e o muncă colosală să tot negocie, să tot. Sunt niște lucruri la care trebuie să ne uităm în momentul în care intrăm în relație. Și apropo de independență, care dintre parteneri își dorește mai mult să fie independent? Cred că poate e întrebarea așa de bună, foarte bună. Cred că noi femeile tindem să arătăm că suntem independente, dar de fapt noi avem nevoie să fim protejate, să ne simțim în siguranță, să fim să fie cineva acolo pentru noi.
Și asta, de fapt, duce la o dependență. Da, suntem femeile de afaceri, femei care avem un potențial, o independență, poate financiară, dar depinde acum și din ce punct, da, din ce punct de vedere, dar mă gândesc că te-ai referit la independența asta emoțională, exact. Da? Noi femeile avem nevoie, suntem independente, suntem dependente emoțional, pentru că suntem mult mai raționale, mult mai emoționale, mult mai... ne dorim relații mult mai mult unele cu altele și unii cu alții. Cred că bărbații sunt cei mai independenți, pentru că iau un punct limit, exact ce spuneam la început. Se întind și după aceea trebuie să revină. Femeia, în schimb, cu atât mai mult vrea să vorbească când are o nevoie, cu atât mai mult are nevoie de afecțiune, de a fi ascultată, de a fi înțeleasă, pur și simplu să stea acolo pentru ea. Bărbatul, în schimb, trebuie să se retragă în peștera lui, să macine conflictul sau ce are de rezolvat și după ce a găsit soluția, va ieși. Bun, și în timpul ăsta cât el analizează, ai voie să bați la ușa lui sau trebuie să lași să își scoată el camel cu capul? Cum trebuie procedat? Povesteam cu o prietenă care îmi zicea: Amelia, eu nu înțeleg persoanele, adică bărbații care vin, am o întâlnire, o primă întâlnire și după aceea pare a fi fost totul bine și frumos și nu mă mai caută nu știu cât timp. Se sperie? Și general femeile nu zic, ok, nu m-a plăcut, nu m-a vrut, îmi fac tot felul de scenarii, nu mă vrea, și bărbatul respectiv sună peste două săptămâni sau câteva zile sau sună două și a, ce, acum mă cauți, nu știu ce, tu trântești telefonul și de fapt el atât de mult a dat și a fost atât de mult a investit încât a avut nevoie să se retragă și femeia nu înțelege lucrul ăsta. Bine, și când el e gata să revină, femeia răbufnește și el, săracul, se retrage din nou, pentru că n-a înțeles. Dar când, dacă se știe lucrul ăsta, că e momentul când el trebuie să se retragă și femeia pricepe lucrul ăsta, poate chiar ar fi fain să-i spună, vreau să fiu singur, vreau să mă lași. Femeia să-l lase, să-i ofere spațiu și poate din când în când, hei, mai existi? Mai eu te aștept. Eu sunt încă aici, da. Și când el e gata să vină, va face el pași și e important ca femeia să se arate fericită. Chiar dacă, și în perioada asta, bine femeia... Venit, nu? Da, nu. Fericită în sensul că da, a revenit și știe că revine cu forțe proaspete și va da și mai mult decât a dat până atunci. În sensul în care femeia știe că o așteaptă ceva mai bine, ceva mai bun. Ce face femeia în perioada asta, nu? Când ea are nevoie, vrea să fie aici. Ei bine, femeia, că, în momentul când femeia poate să se bucure de celelalte relații. Și asta o ajută pe ea să devină independentă. Da, dar eu mă gândesc, oare de ce nu sună? Oare ce o face? Oare de... am greșit eu cu ceva? Da, da. Eu aștept, de exemplu, după întâlnire să-mi trimită sau să mă sune. A, noapte bună. Sau a doua zi măcar. Haide, ieșim la o cafea. Sau, în cazul respectiv. Păi și eu nu de niciun. Și eu stau cu ochii pe telefon sau sunt... Poate îi trimit un mesaj, ei mai trăiesc sau ceva și el zice... Tot nu răspunde. Și te apucă... Da, dacă femeia înțelege și un lucru care... Persoana pe mine m-a ajutat lucrul ăsta, să înțeleg că chiar dacă a fost o întâlnire sau a fost ceva și totul a părut ok, totul a părut bine și el s-a retras sau nu a avut... Am înțeles, ok, e timpul lui și dacă va fi să revină, va reveni. Dar eu în timpul ăsta nu o să stau să-mi plâng de milă, să mă gândesc să fac scenariu. Oare ce s-a întâmplat? Oare m-a plăcut? Nu m-a plăcut? Oare... Așa asta în general la femeile tinere care tatonează relații și sunt distruse și intră în depresie că și-și creează tot felul de complexe, că poate și scenarii. Nu. Mergi pe ideea, ok, bucură-te de momentul ăla. Fără să te gândești oare ce. Că asta facem noi, despicăm firul... Următoarea întrebare... Cine analizează mai mult? Oare cine? Acum există și spiritul ăsta analitic, de tipul de personalitate, că sunt și bărbați care atâta despică firul și nehotărâți și aici de fapt intrăm în niște tipare de personalitate care sunt de mai multe feluri și de exemplu cel care e tipul perfecționist, da? Sau cu alte cuvinte
termenii specifici, compulsiv, obsesiv, în care totul trebuie să fie perfect și până nu caută el să vadă că totul e ok și ca să vezi că totul e ok, trebuie să despici, da? Ca ceapa aia, să o iei foaie cu foaie, să o despici până ajungi la inima ei. Și sunt genul ăsta de persoane analitice. Și asta poate fi și la bărbați și la femei. Deci nu putem să spunem că bărbații sau femeile analizează mai mult sau mai puțin. Depinde foarte mult de tipul de personalitate care îl are. Și atunci sunt persoanele care evitante, care evită să se implice, nu pentru că nu ar vrea, dar de... pentru a se proteja. Exact. Sau? Pentru a se proteja, pentru că a experimentat altceva. Și aici vorbim iarăși de trecut. Dacă toată viața a fost respins de la mamă, tată sau mai știu eu ce alte relații apropiate, tiparul e nu mă implic. Evit să mă implic tocmai ca să mă protejez. Cât de mult contează că ai vorbit de trecut? Cât de mult contează trecutul pentru noi ca persoane? Pentru că poate, cum ai spus tu, nu mi-a plăcut ceva la relația de cuplu din familia mea, da? De la părinții mei, sau ce am văzut la bunii, sau am văzut la cei din jurul meu apropiat și pentru că nu mi-a plăcut, mi-am spus, da, eu nu o să fac așa. Ei, dar totuși ajung să fac aceleași lucruri. Cum pot să procedez eu să nu fac aceleași greșeli care au făcut părinții mei? Trecutul e foarte important. Vrem, nu vrem, că zicem trecutul e trecut, nu trecutul. Nu urmărește. Îl ducem cu noi. Ce putem face e să-l conștientizăm, să vedem lucrurile bune din trecutul nostru și lucrurile rele, care și-au pus amprenta într-un mod pozitiv sau negativ asupra noastră, asupra relațiilor noastre, mai ales în relația de cuplu, și conștientizând lucrurile respective, să învățăm cum să le gestionăm, să le transmitem, să le comunicăm. De exemplu, dacă ești o persoană anxioasă, da? O persoană care de frică de a nu suferi din nou, tu nu dai, tu te închizi, ți-e frică să te deschizi și tot timpul stai crispat, închis. Dar celălalt percepe altfel. Celălalt percepe respingere. Și atunci, dacă tu îi spui, ăsta e trecutul meu, eu asta am experimentat, vreau să mă cunoști, vreau să-mi dai timp, să-mi câștigi, să-mi oferi acel confort emoțional ca să mă pot deschide, să mă pot deschide. Să fiu ca o floare, știi, să-mi floresc, pur și simplu. Da, să-mi oferi acel îngrășământ care are nevoie de care am nevoie pentru a crește eu. Și îngrășământul ăsta e specific, dar nu poți să pui același lucru la toate plantele, da? E ceva ce e diferit și trebuie să cunoști acel ceva. Și asta ține de comunicarea trecutului. Trebuie să îți cunoști tu trecutul. Ca să poți să... Un instrument care îl folosesc și care ajută foarte mult e genograma familiei, în care vedem transgenerațional lucruri care se transmit din generație în generație, tipare greșite care le purtăm cu noi vrând nevrând, inconștient. Nu o să fiu niciodată ca mama sau ca tata, adică nu o să-mi înșel niciodată pe mama sau nu o să-mi înșel niciodată soția sau soțul, dar trei generații la rândul dinaintea mea au făcut lucrul ăsta. Și eu am zis că niciodată nu o să fac lucrul ăsta, dar ajung să fac și lucrul ăsta. Ei, e un tipar care l-am descoperit. Trebuie văzut de fapt acolo. Sau poate acolo. În trecutul tău nu ți s-a făcut lucrul ăsta și nu-ți dorești să faci lucrul ăsta și totuși poate ajunge. Și totul se întâmplă. Da, pentru că sunt niște lucruri care se transmit. Acum vorbim transgenerațional, dar experiențele din viața noastră, de când ne naștem până în momentul actual, sunt experiențe care își lasă amprenta, vrând nevrând. Ce putem face e cumva să înțelegem experiențele, să vedem cum ne-a afectat și cum putem să le schimbăm. Ok, trecutul la un moment dat, și asta vorbeam de a ne rescrie povestea. E vorba de toată viața am fost respins, toată viața nu m-am simțit iubit. Deja eu mă gândesc atunci când intru sau tatălnez o relație, mă gândesc în mintea mea, și persoana asta o să mă resping. Deja am niște profeții cu privire și puterea cuvântului. Deci o atrag, exact. Pur și simplu, da, acesta. Da, există putere în cuvânt. Și atunci te vei comporta ca atare în așa fel încât persoana respectivă va ajunge să te respingă.
Bine, am mai citit anumite lucruri în care ți se spune, te uiți în oglindă și îți spui, eu sunt perfectă, eu sunt cu tare lucru, niște afirmații în care tu să-ți recâștigi încrederea. Da, asta e sunt niște cuvinte care te ajută, dar acum nu te duci în fiecare dată în fața oglindei și Amelia e cea mai frumoasă, Amelia e cea mai nu știu cum, și vine cineva și zice, ai ce urât tu ești azi. Mi-a stricat, mi-a spart toată oglinda, știi? Apropo de oglindă, cine se uită mai des în oglindă? Sau cum se văd dacă mai degrabă? Dacă ne gândim în oglinda retrovizare, cred că bărbații că îi condamnă mai mult, dar de fapt femeia, nu? Cum se văd bărbații în oglindă și cum se văd femeile în oglindă? Există așa divergențe sau există bărbații se văd într-un fel și femeile într-altul? Sau când spui oglindă, te referi la oglinda obiect? Da. Că s-a să mă gândesc la tata în fiată că se uită în oglindă ceva ce bărbat chipes. Da? Și mă gândesc că sunt așa și ei mai se ironizează sau le place să glumească sau să iasă, să se umfle în pene când le place ceea ce văd. Femeile, cred că de multe ori când se uită în oglindă spun, am un defect, asta nu știu, mi-a ieșit un coș, mi-a ieșit nu știu ce, bărbații spun ce frumos sunt. De aia se uită în oglindă, că au ce vedea. Se admiră. Da? Se admiră, femeile găsesc câte un defect. Pentru că e dorința asta, nevoia de a fi, ai văzut, vai ce bine stă rochia, atâta totuși parcă nu mă simt, nu știu cum, trebuie să fie ok, dar totuși stă bine. Confirmări peste confirmări. Și femeile se uită mai des în oglindă. Și mai critic? Da. Mai critic. Cred că e chestia asta de mai dorința de afecțiune, cu cât îți spun că ești mai des, auzi mai des că ești frumoasă, că stă bine, că da, te duci și spui, dragule, ai văzut, mi-am luat o rochie nouă. Cum arăt? Cum arăt? Bine. Dar pentru că arăți bine și tu aștepți să zici, wow, ești cea mai frumoasă, știi? Da, este recomandat, de exemplu, să mergi cu partenerul la cumpărături. Da, apropo de rochie, să spunem, da? Depinde, dacă lui place să facă cumpărături și să zică să stea și să-și dea cu părerea, ia-l cu tine, dacă vrei numai să-l vezi că scoate în fum și pe nări și pe urei și pe nu lasă la casă, că strică tot chemul. Bun, și apropo de, să spunem, ieșire în oraș, avem o întâlnire cu prietenii o seară sau pur și simplu mergem la teatru, mergem la un film împreună. Cum gestionăm timpul pentru a ne pregăti, pentru că se știe că femeile le trebuie un timp mai îndelogat. Un sfat care le-aș putea da bărbaților e să-și anunțe soția că începe întâlnirea respectivă cu o oră mai devreme. Ca să fie sigur. Sigur că sunt. Adică nu este doar un mit. Nu, cred că femeile au tendința asta de a-și mai căuta ceva ca să mai prelungească. Intră în prelungiri, știi? Ca la fotbal. Femeile, într-adevăr, au nevoie de timp și nu gestionează limita de timp. Da, nu știu, într-un sfert de oră înseamnă jumătate de oră, 45 de minute. Pentru bărbați pot să însemne, da, într-adevăr, 15 minute înseamnă 15 minute. Deci ei sunt, să spunem așa, mai la limit, adică ajung exact la timp. Nu toți, pentru că eu am prieteni, bărbați în viața mea care eu aștept după ei. Și dacă nu vin 2 minute, am plecat. Depinde foarte mult de persoană. Dacă ești o persoană punctuală, și aici depinde de modul de a educa persoana de lângă tine. Fie că ești bărbat, fie că... Da, acum bărbații se obișnuiesc că femeile au timp de... E mai greu cu femeile care sunt punctuale și bărbații nu sunt. Nu-mi place să fie invers. Nu, mie nu. Eu dacă spun că sunt la ora cutare, sunt la ora cutare și aștept să fii și tu. Îți spun o dată, a doua oară nu-ți mai spun. Că poți veni. În momentul în care... Că tot am vorbit de întâlniri, dar mi-ai spus că prietena ta merge la o întâlnire. Cum vede femeia la prima întâlnire ce analizează la un bărbat și ce analizează o femeie? Cred că femeia se uită la gesturile care le face bărbatul față de ea în cadrul respectiv. Și ăsta e momentul când femeia pune accent pe fapte.
pe gesturile care le face bărbatul cu care se întâlnește. De asta e bine ca bărbații să fie foarte atenți în modul în care se comportă și gesturile care par mici și nesemnificative, o femeie le observă, nu știu, poate că îți deschide ușa sau că e acolo la ora care a spus că este, ți-așează scaunul sau lucruri minore care țin până la urmă de, și de codul bunelor maniere, dar un mod în care poți să cucerești, dacă persoana știe la ce să se uite, dar cred că noi ca și femei ne uităm la gesturi, micile gesturi sau gesturile care le face un bărbat. Bărbatul se uită, bineînțeles, la felul cum arată femeia, și cred că se uită la aspectul fizic și modul în care îl face pe el să se simtă atunci în locul respectiv. Dacă poți să discute, dacă se simte confortabil, dacă... Cei mai mulți bărbați spun, nu a fost acea scânteie. Și scânteia asta e la fiecare în parte diferită. Cred că este reciprocă și pentru o femeie și da, pentru un bărbat. Da, deci fiecare da. Cred că așteaptă acea scânteie. Da. Da, dar scânteia poate să plece din cauza că se uită la gesturi sau la felul cum e, se comportă sau vorbește sau... Cine ar vrea cel mai mult să afle ce este în mintea celuilalt? Femeile sau bărbații? Cred că femeile. Pentru că femeile oricum, femeile vor să afle ce e mintea bărbaților, pentru că femeile oricum spun ce e mintea lor. Asta prin logică. Da? Ele exprimă ceea ce simt, ceea ce gândesc. Bărbații mai puțin. Ei numai trebuie doar să gestioneze ceea ce ele exprimă. Cum ar trebui să ne trezim noi dimineața? Cum ar trebui să trăiască femeile? Cum ar trebui să trăiască bărbații? Răspunsul ar fi toată lumea happy, fericit. Wow, ce bine că m-am trezit în primul rând. Cum te trezești tu dimineața? Cum mă trezesc? E greu. Eu mă trezesc foarte greu. Depinde cum... Și mă gândesc că te referi în relația de cuplu, da? Cum să se trezească. Cred că aici ține foarte mult de modul în care ei își aranjează, în primul rând, treburile casei, da? Cine se trezește primul, cine pleacă primul la servici, cine trebuie să facă anumite lucruri. Depinde și de orarul fiecăruia. Da, mi se pare foarte, consider că e foarte important dacă, dar asta pică de comun acord, dar cred că e un mod în care, și aici e vorba de o dovadă de, da, poate e greu spus, dar de acea supunere în care chiar dacă femeia ar trebui să, soția sau femeia ar trebui să se trezească mai târziu, totuși ea e acolo pentru el și pregătește anumite lucruri, pentru că e un mod în care îi dovedește și arată că și îi pregătește ziua, de fapt, asta este. Dacă bărbatul trebuie să se trezească, să-și facă micul dejun, să pregătească nu știu ce, sunt bărbați care fac lucrul ăsta și lasă la femeie pregătit totul și mi se pare, wow, unul a fost perfect și ala a fost luat. Știi? Ceva de genul. Dar cred că asta ține de ei. Acum, cred că dacă te-ai culcat supărat și... Da, apropo de asta, ar trebui să ne culcăm supărați unul pe celălalt. Nu, sau ar trebui să ne rezolvăm ar problema? Să, da. Și bunica, că tot ai vorbit și tu de bunica, bunica mea spunea că niciodată, eram mică și nu înțelegeam să nu te culci supărat pe bărbatul tău. Nu înțelegeam lucrurile, oare de ce, ce o vrea, da? Dacă supărată, e problema mea. Da, pentru că în timpul nopții creierul tău funcționează, te culci supărat, nu te poți odihni și când nu te poți odihni, da, când te, da, bine, sunt care te pus să culcă și le se taie firul, dar noi femeile, cel puțin, fiind mai emoționale, ne culcăm supărate, amărâte și ne trezim mai rău decât ne-am culcat. Și când poate bărbatul se trezește și el nu are nimic, tu te fierbirești în vulcan. Prost, da? Și amplifici conflictul respectiv. E o frumusețe să poți să lași de la... Sau, ok, hai să nu ne culcăm supărați. Hai să... Poate numai că te îmbrățișezi și te culci așa. Dar îmbrățișarea, atingerea aia fizică contează foarte mult. Și apropo de atingeri, cât de mult contează? Pentru că noi femeile tot timpul ne dorim să fim îmbrățișate, să fim măcar luate de mână, să spunem. Mm-hmm. Sau... și faptul că stăm unul lângă celălalt, cum ar trebui să fie?
Dacă au nevoie femeile de lucrul ăsta, e bine să-l ceară. Și să-l ceară în... Am întâlnit foarte des ideea asta de aveam nevoie să fiu îmbrățișată, să fiu ținută în brațe, să spună că mă iubește. Și nu a făcut lucrul ăsta. Da, și l-acuză, că tu n-ai știut să faci lucrul acesta. Da, dar repet, și am mai spus-o și în alte emisiuni, în alte contexte, bărbatul nu are nimeni să știe ce e în mintea femeii și e vorba de un orgoliu al femeii, de ce să spun eu ce am nevoie? Când tu ar trebui să știi. Când tu, da, în mintea mea, tu trebuie să, dacă mă cunoști și mă iubești, tu trebuie să știi că doar de atâta timp trăim împreună și nu ai ajuns acum, până acum să mă cunoști, că eu am nevoie să fiu ținută în brațe, să mă îmbrățișez sau să-mi spui te iubesc, da? Încurajez și e ok să spună vreau să fiu ținut în brațe, în momentul ăsta vreau să... Pentru că bărbații au nevoie de directive, ei așa funcționează. Spune ce trebuie să fac și eu voi face. Dacă tu visezi să te țină în brațe și eu nu am, pentru că nu sunt, poate nici nu sunt genul afectos, dar tu așa să fii ținut în brațe, nu le e greu și o vor face din... Da, e ca și cum o cerșesc. Asta am avut o replică care am primit-o de curând. E ca și cum cerșesc dragoste. Nu... Ăsta e modul în care funcționează și spune dragule, vreau să fiu ținută în brațe. Dăm doza de dragoste. Este și asta o dovadă de curaj de a fi într-o căsnicie, de a încerca să rezolvi problemele? În modul ăsta? Da. Da, pentru că spui ceea ce gândești și ceea ce... Dacă tot spune ce simțim, de ce să nu spunem și ceea ce gândim? Adică mă gândesc acum că și simt că am nevoie de ceva și conflictul ăsta poate să fie aplanat prin simplul fapt că eu îl exprim. Contează foarte mult atitudinea și modul în care exprimi lucrul ăsta. Cum, că ai spus despre a trăi în concubinaj și de a te căsători, ce trebuie să facem? Cum ajungem de la o etapă la alta? Că acum, în general, în ultimul timp, să spunem, prima dată ce să locuim împreună, să vedem dacă ne înțelegem, cum trecem de la un stadiu la altul? Nu încurajez concubinajul. Asta o spun din start. Cum putem să trecem? În momentul în care tot timpul vor exista conflicte, și când ajungi să cunoști persoana respectivă și să-ți dai seama că nu e chiar așa cum ai visat și s-a întâmplat în alea 3 săptămâni, o lună de zile, 6 luni de zile, emoțiile și sentimentele, îndrăgosteala ține între 6 și maxim 3 ani de zile, de acolo trebuie să muncești hard, cu greu, ca să ții focul aprins. Lucrurile astea le descoperi în concubinaj și pe azi, normal, nu trebuie așa ceva, că tu în mintea ta ai că totul va fi perfect când te vei căsători, te căsătorești cu omul perfect. Și atunci foarte greu se întâmplă să mai treci de la concubinaj la căsătorie. Sunt persoane care trăiesc 7 ani, 10 ani împreună și pe aceea se separă. De ce? Nepotrivire de caracter. Și-l dai seama după 10 ani că nu se potrivesc. Lucrurile astea sunt încă de la început, doar că tu oferindu-ți timp să experimentezi, nu o să-ți mai dorești, că nu-i plăcut să tot experimentezi conflicte când în mintea ta e că atunci când te căsătorești totul e lapte și miere. Te termină mierea scurt. Da. Aveam un banc eu care spuneam că toată lumea, doi căsătoriți în care ea tot timpul îndrăgostiți și totul super, wow, și tot cu trandafirul meu și garofița mea și tot timpul încerca să le alinte până când într-o zi s-o enerva foarte tare și au plecat fiecare la muncă și seara când a venit, el vine la ea și ca să o alinte în continuare, unde ești pe pădie? Aici ochi de bou. Cam așa se întâmplă lucrurile. Ajungi la conflict la un moment dat. Depinde cum le gestionezi. Cred că e greu să treci la concubinaj, la căsătorie. De asta, dacă tu vrei să fii cu persoana respectivă, căsătorește-te și că pe urmă ai timp să te răzgândești. Am zis cineva, dar zic da, că după aceea dacă zic nu, s-ar putea să nu mai zic a doua oară vrei. Dar dacă zic da, mă pot răzgândi. Ok. Pe final, așa un sfat pentru noi femeile, pentru noi, pentru bărbații din viața noastră, pentru cei care încă nu sunt în viața noastră, dar așa, pentru telespectatorii noștri. Un sfat. Le-aș da mai multe sfaturi, dar nu am timp. Sfatul e că atunci când sunt dispus pentru o relație,
sau dacă intră într-o relație să nu renunțe foarte ușor, mai ales dacă sunt căsătorite, există posibilități de reconciliere, de schimbare. Încurajez, dacă sunt probleme în cuplu, să ceară ajutor, să ceară ajutor unui specialist. E mai ușor când faci lucrul ăsta la început, dacă și ca la o boală, decât să tratezi mai bine previi. Și persoanele care chiar își doresc să poate să se căsătorească într-o relație, eu le încurajez la consiliere premaritală. O să-și dea seama de foarte multe lucruri. E un lucru nou în ziua de astăzi, în România, dar ajută foarte mult să te descoperi, să-l cunoști pe celălalt înainte de a face un pas care după aceea poate să-ți pară rău. Ci încurajez să fie deschis la comunicare, deschis la schimbare proprie când vorbim de relația de cuplu și a fi gata să înțeleagă diferențele. Suntem creați diferiți și nu putem să facem pe celălalt să fie ca noi. Tot ce putem face e ca dacă circunstanțele se schimbă, atitudinea noastră să se schimbe, chiar dacă circunstanțele rămân la fel. Draga mea, Amelia, îți mulțumesc pentru toate sfaturile. Sper că am lămurit anumite probleme, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Am observat diferențele dintre noi, să spunem așa. Ce pot să vă spun și eu? Să vă iubiți, să vă ascultați unul pe celălalt, să vă sprijiniți și să încercăm să fim mai buni. O seară plăcută!